pe acest monstru, Johnule. Triplu hăț, triplu matinal. De unde matinal, că e 11 și deja. Dar am dormit ca un buștean azi noapte, căci am terminat antrenamentul la sală la 1:30 noaptea, frățiuerilor. Pentru cei care găsesc întotdeauna scuze de genul: hăț, Johnule, n-am când să ajung, hăț, Johnule, muncesc prea mult. Scuze găsim oricând vrem. În altă ordine de idei, Johnuțule, la început de zi, pentru a nu uita bătrânelul de 31 de toamne depresive, subscriberul întreabă: hai tati, nu te supăra, nu. Subscriberul întreabă creatorul de cont te răspunde, Johnule. Cântări avem în felul următor. Chiar astăzi mergem către Caracal, am văzut câteva comentarii, abia așteptăm să ajungem. Iar săptămâna viitoare suntem în felul următor. Pe 6 noiembrie în Deva la balul liceului sportiv, pe 7 noiembrie la Spiru Haret în Bucarest, my friend, iar pe 8 noiembrie chiar în Brăila, Johnule, la Melody Club, unde avem tot un bal de boboci. Nu mai țin minte numele liceului, era ceva complicat, cu Mircea parcă. Sper să nu greșesc. În orice caz, ne vedem în Brăila la Melody Club, unde avem iarăși un bal de boboci. Așa că nu uitați, 6 Deva, 7 Spiru, 8 Brăila, Johnule. Este foarte simplu. Iar pe 9, pentru cei pasionați de gaming, ne vedem la evenimentul de gaming, unde o să ne întâlnim și cu prietenii noștri de la PlayStation și cu prietenii noștri de la Lenovo, pentru că ne-au anunțat că scot o gamă nouă de laptopuri și pentru că ei știu că noi suntem permanent călare pe laptopuți, pentru că edităm de la fiecare concertel. Au zis, haide să veniți, aruncați un ochi să vedeți ce scoatem, poate vă place ceva mai mult și vă luați și voi. Cam asta este ordinea săptămânilor, iar ordinea zilei de astăzi este în felul următor. Mergem către Euforia Kitchen Studio, Johnule, showroom-ul din București, pentru că cel din Buzău încă nu este gata. Mai așteptăm un pic până să-i vizităm și acolo. Trebuie să alegem tipul de MDF din care vrem să fie făcută mobila de bucătărie și trebuie să ne mai uităm pe câteva materiale ce vor intra în alcătuirea mobilei mele. Așa că, Gionule, revenim cu update de la Euforia Kitchen Studio. Dacă avem puțin timp, oprim și la șantier înainte să ciocănim spre Caracalot. Nu uitați regula numărul 1. Bă, mi-am dat seama că n-am mai scos de mult regulamentul din portofel, Gionule. Regula numărul 1, niciodată nu plecăm neparfumați de lângă mașchinetă, Gionule. Ba mai mult, scrieți-ne în comentarii, vă rugăm frumos, dacă doriți să ne strofocăm creierul înspre... Unde vim așa în halul ăsta, mă? Vezi că e ușa deschisă, nebunule. Nebunule. Rege, nu uitați să ne scrieți în comentarii dacă doriți să ne strofoca creierii spre a scoate parfumul DP, Johnule, așa s-ar numi DP Fragrance, cum sună, Smart Jaxana. This is like Euphoria Kitchen Studio din București, Johnule. Adresa o găsiți pe Waze dacă vreți să veniți să-i vizitați, iar noi suntem aici pentru a alege materialele bucătăriei noastre albe, precum raiul, hâs, Johnule. Ba, asta îmi place. Am dat arculețul peste cap. A, nu, din ăla de se blochează. Salutăm un pic, vă, că deja am panicat cu gălăgia. Mamă, ăsta e like de decor sau e ca... ce m-a speriat, Doamne Iisuse Hristos. Ia uite, bă, ce face asta, bă! Ia uite, Johnule! Wow! Și aici te-ai pus la masă cu scaunul din ăla de bar, nu? Și dacă o dai așa, hâți, Johnule, s-a strâns la loc. Păi vreau și eu asta la insula mea. Johnule, bună dimineața, a dat berea, m-a scăpătat, nu știu cum să vă explic. What the fuck, cât de șmecher e! Mă, dar cum funcționează, mă? Ok, e o chestie transversală, tu. Ok, revenim la ideea principală. Care e dumneavoastră cu tortul? Cred că e de decor, Johnule, ne-am hiperexcitat, aiurea. Revenim cu salutările bune și camerei voastre. Dar ce setup e ăsta, bă, băiatule, bă? Wow, we will be back. Apropo, vedeți că am văzut la televizor astăzi că apare Terminator nou, Johnule. Duma zilei era că spunea prezentatoarea filmului că, din câte știam, noi roboții nu îmbătrânesc. Și l-arată pe Schwarzenegger, Johnule, abia se mai ține pe picioare. Terminator gone wrong. Revenim imediat. Bă, ăsta vrea în toate filmările, bă, băiatule. Deci după ce a intrat în filmarea oamenilor repede și el, nu vrea nici măcar să recunoască că el de fapt se plimbă pe aici ca să apară la camere, hâs, Johnule, cu medanțul ăla. Suntem la standul de blaturi, Johnule, și am ales. La mine e foarte simplu, mă, nu, nimic nu e complicat. Viața este cu atât mai frumoasă și mai plină de fericire cu cât o ții simplă. Acesta este blatul meu, alb ca treptele, alb ca glafurile, alb ca tot ce va fi în casa aceea, Johnule, de altfel. Pentru că mai aveam variante de genul irizații, 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 no, not my type, alb simplu, bă, băiatule, și țineam așa pielicica pe el, este atât de rece, ce-mi plac lucrurile reci, gen... Asta ce este, Paula? Compozit? Ce este? Quartz? Ce înseamnă quartz? Un compozit. Bun, deci un fel de compozit. John, se pare că acest compozit este materialul secolului 21. Punem frumos la loc aici, fără să spargem. Ți-ai luat coduri, tot ce trebuie de pe el? Am ales blatul, am ales de asemenea, veniți în coape lângă Paula, vezi, Johnule, modul de mâneraș care o să fie, vedeți, da? Mi-a zis că hai să alegem mânerul, zic, Doamne, ți-am spus fără mâner.
Peter Paul a zis, mi-a dat panică. Mi-a dat panică. Deja mi imaginam cum o să mă am din alea. Vechi, știi, care cad într-un final, care se ponosesc. Nu, tată, ceva finuț frumos, vă rugăm frumos. Uitați-vă aici, doar e băgat degețescu, hăzjonule. Ba mai mult, mi-am tăiat și unghiile ieri, adică deja o ard super fresh. Și de aici bagi și tragi, bagi și tragi. Ah, păi cum? Ah, dar am văzut un fel de randări. Astea sunt randările noastre, hăzjonule, din toate direcțiunile, vă rugăm frumos, poate să nu dăm în vreo poză indecentă, nu dăm. Nu? Hăzjonule, asta e bucătăria noastră din toate părțile. Iar noi suntem acum aici pentru a alege materialele și ne uitam la fel de bucătării superbe pe care le au aici. Întrebarea de bază era, încerca de fapt Paula să mă convingă, să aleg mat și nu lucios, că doamne, matul e super sexy. Bă, băiatule, oi fi o cocalardă Constanța, dar iartă-mă, uite ce frumos lucește ăsta, bă, băiatule. Lucește, sparge ochii. În fine, am ales MDF lucios, asta e varianta, am ales tipul de mânere ăsta invizibil, hâțjorule, de aici. O să aibă și click? Fără click, oricum mă enervează clicurile alea, dar mi-era să nu facă vreo surpriză, pentru că de obicei alea nu mai clicuiesc într-un final. Am decis că trebuie să merg să cumpăr de urgență Alde. Asta e cafetieră integrată? Da, nu, că eu sunt cu Nespresso și Nespresso sigur n-are integrată. Alde, cuptoare, plite, cuptoare cu microunde, pentru că ele sunt integrate în bucătăria mea de la Euforia, Johnule. Motiv pentru care trebuie să-i dau Paulei codurile ca să aibă măsurile, ca să știe ce găuri taie. Revenim după ce terminăm. Păi, Johnule, facem doar un scurt update pentru că am ajuns la șantier și stabilim ultimele detalii cu tovarășul Cristi, întrucât trebuie să racordăm piscina la apă și la curent, așa cum v-am spus. Calculam acum unde o să punem dușul exterior al piscinei și dacă dușul va avea sau nu apă caldă. Normal că va avea, Johnule, pentru că urăsc atunci când sunt la mare sau la piscină, oriunde, și trebuie să fac duș să mă clătesc de clor, ce este apa rece după ce piscina am făcut-o încălzită. O, bosule, deja avem apă în piscină, nu știu cum să vă explic. Ne-a dat Dumnezeu niște apă naturală, deci dacă vrem să ne scăldăm acolo, deja putem. Stabilim câteva mici detalii înainte de a pleca la Caracal. Nu o să vă arătăm foarte multe, deși Cristache s-a ocupat și s-au întâmplat foarte multe în casă. O să revenim mâine sâmbătă, pentru că știți că muncim în fiecare zi a săptămânii, Johnule, să facem un vlog complet de la șantier cu toate update-urile întâmplate în ultimul timp. Așadar, mai stăm un pic la discuții, vine și domnul Mircea să ne mai vorbească despre mobilă și să demarăm și proiectul dressing-ul, așa că revenim de pe drum către Cărăcăluț. Hăț, hăț, hăț. Băi, băiatule, mi-era așa dor de Sorinakis, bă, cu depresia asta și cu ploile astea, uite ce frumos e Caracalul, ne așteaptă cu soarele ăla mare, 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 mare. Mai avem 30 de kilometri, am o tenie în stomac care urlă hăț în sus, hăț în jos, în continuu, Johnule, nu mai pot de foame. N-am mâncat nimic, numai shake-ul de dimineață. Astăzi e ora 4, adică, like, înțelegeți ce vreau să zic? Tenia este at its best. Mergem la restaurant să păpăm, dacă avem timp, dăm și noi o tură să vedem pe unde s-au întâmplat toate porcările astea, toate nebuniile astea care s-au întâmplat în Caracal, Johnule, că vreau și eu să văd, să nu mor prost, uite așa. Mi se pare că e o informație pe care am văzut-o de atât de multe ori la televizor, încât aș vrea să o văd și cu ochii mei, cu ochii liberi, pentru a-mi putea face niște calcule în cap și a-mi încheia niște ecuații. În fine, după cum vă spuneam, mai avem 37 de kilometri mai precis. Doamne, Sorinel, mângâie-mi ploapele. Și voiam să vă spun doar că este atât de importantă energia asta pe care o luăm de la soare, Johnule, din razele ultraviolete, încât, bă, frate, ce stare au oamenii când n-au soare. Acum înțeleg care-i duma cu smogul ăla în China, în Asia, acolo, Johnule, de sunt oamenii aia supărați tot timpul și apăsați. Of, mulțumim, Doamne, că ne-ai dat toate anotimpurile astea frumoase și că ne bucurăm de ele cât or mai fi, pentru că, na, cu încălzirea globală se pare că se transformă într-un singur anotimp, și anume vară. Revenim de la restaurant cu păpică bună, speram. Păi, Johnule, nu căutăm senzaționalul, nu căutăm, de fapt și de drept, absolut nimic. Doar am vrut să vin aici să simt energia și să văd și eu unde a putut trăi acest monstru, Johnule. În aceeași ordine de idei, vă spun sincer că îmi doream să văd dacă există bandă care delimitează zona, dacă totul e făcut așa cum trebuie. Și, într-adevăr, este făcut totul așa cum trebuie. Senzațional! Arată mult mai terifiant în realitate decât ce am văzut la televizor, Johnule. Am făcut o cruce și eu și, nu știu, se spun atât de multe încât nu știu ce să cred, nu știm niciunii dintre noi ce să credem, însă sperăm ca sufletelele fetelor să fie totuși aici, pe pământ, în continuare. O să mă uit și eu așa, numai pentru a înțelege un pic din ce am văzut la televizor, și trebuie să înțelegeți că nu e nicio glumă, nu e niciun subiect de făcut vizualizări, pur și simplu e un daily vlog și voi știți foarte bine că eu filmez zilnic tot ceea ce fac și mi-am promis că atunci când voi ajunge prima oară în Caracal, voi veni și aici. Revenim după aceea de la masă. Hăs, Johnule, frumos la Caracal, n-am stat nici măcar 30 de secunde singur la masă, că deja a venit fratele nostru Geleu, cu care ne știm de pe Insta motherfucking gram și care mi-a promis că și-a mare Mercedes Gele atunci când va avea vârsta necesară. Fratele Mândruță, un partener de-al lui, și deja discutam ce frumos ar fi să invităm pe scenă să-și cânte piesa acum la bar.
verbal, avem mici probleme de organizare, unii dintre ei sunt mai emoționați decât prevede legea, dar eu zic că până ajungem la bal îi convingem. Două fete frumoase din organizare care au venit să ne țină de urât, ni s-a spus, Johnule, așa să ți se tot țină de urât, și faimoasa ciorbiță de pui la grecuț, Johnule, care a venit însoțită de un ardei iute și de usturoiul cel vor mânca la felul 2. Pornim să basculăm, după care revenim, hăți. Să fie lumina, bosule, mulțumesc frații mei, Johnule, dați un follow la Mâchiandra și la geleu al nostru pe Instagram, că aici e mai simplu și putem pronunța. Dacă toți suntem la Champions, Johnule, ne-am luat mâncare de campioni. Avem un fel 2 care face cât 3. Adică un fel de Johnule, ați înțeles voi? 3 limonăzuri, nu mai stăm pe vorbe, mâncăm că n-avem lumină. Revenim de la scenă, hăți. Hăți, Johnule, caracalu super drăguț, am ajuns la 7 fără 10, de unde trebuia să cântă la 7 jumate, ni s-a spus, Johnule, când ești gata, noi te așteptăm. Haide să mergem către culise, nu știu de ce, dar simt că va fi ceva interesant pentru că am fost invitat să urcăm la etaj, iar gălăgia pare mi se că se aude un pic de mai jos, deci cred că e ceva gen amfiteatru, n-am mai cântat până acum în acest cerc militar, dar abia aștept să cântăm. Am auzit că avem 500 de locuri toate pline, Johnule, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie foarte frumos. Revenim cu hâțul clasic de pe scenă. Triple Hertz, ciocanela complet, tata, iar caracalu a fost nu că la înălțime, ce acolo că m-am panicat. Ah, este doar mizerie. Ia uite cum arată, bă, băiatule. Am zis că s-a întâmplat zgârietura mirifică. Caracalu a fost la înălțime, drumul liber la întoarcere, un pic aglomerat la dus, dar liber la întoarcere, Johnule. Mi-am făcut și eu poftă în sfârșit și am văzut ce nu-mi doream să văd de fapt, dar sufletul meu avea nevoie să vadă ca să aibă încheiere, Johnule. Până una alta am mai încheiat o zi de muncă și am ajuns acasă în Bucureștiul nostru frumos și aglomerat, pentru că nici am intrat bine și deja este bară la bară și este vineri seară, Johnule, 10 jumate, dar asta este capitala noastră, nu ne dezicem de ea. Episodul 9 miliarde, Johnule, 848.458.231 se încheie aici, iar noi vă sfătuim să nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să prindeți clopoțelul, pentru că în fiecare zi, în fiecare dimineață de la ora 8, cu surle, trâmbițe, gălăgie și voie bună, suntem aici. Înspre a vă face zilele mai frumoase. Punem și un full și tot zilele frumoase le avem. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corile Veu, sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe Obosit în Facebook și de asemenea țineți ochii pe www.dorianpopa.ro pentru că avem cea mai tare colecție de iarnă gata să iasă pe piață. Nu uitați că dacă vă vine prin cap să comandați una dintre pușculițele noastre, aveți șansa să găsiți bilețelul magic și să fiți sunați chiar de fratele Popa. Să aveți o zi, un weekend și o cafeluță mirobolante. Vreau doar să te încă noaptea asta scurtă, acum arăți, n-o să te scun 100%.